După mai multe zile de așteptare, pomul de Crăciun al orașului Florești a fost găsit și urmează a fi instalat în Piața Independenței din orașul Florești. Odată cu acest eveniment, floreștenii se pot bucura și inspira magia sărbătorilor de iarnă. După spusele autorităților locale, în căutarea bradului au cutreierat câteva localități, iar până la final bradul a fost cadonat. Molidul a fost găsit pe strada Boris Glavan, de la o persoană fizică, iar în ajutorul transportului a fost inclusă macaraua de la întreprinderea Aeroport Service. Mărculești, ca urmare a căutării și transportului, frumusețea de 15 metri a luat locul ei de onoare. Astăzi a fost adus bradul în piață pentru a fi instalat. Bradul este ca donație din partea agentului economic BTA din orașul Florești. Sperăm că mâine reușim să împodobim bradul de sărbătorile de iarnă. Până la sfârșitul acestei săptămâni, bradul va fi împodobit. Pentru înfrumusețarea pomului de Crăciun, autoritățile locale intenționează să cheltuie 35.000 de lei. Inaugurarea bradului va avea loc pe 15 decembrie, atunci când se va da startul sărbătorilor de iarnă. În această zi, floreștenii vor avea parte și de numeroase activități artistice.